Mamă, câte săgeți, băi, tu crezi că crezi săgețile în copaci? Supraviețuiește reducerilor feroce 7 zile din 7 pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă, hai să zicem, miniserie pe canalul Dem Sky, să nu zicem serie în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu știu cât de popular o să fie și dacă nu merge, o să închidem. 7 Days to Die. Ne-am obișnuit noi cu Minecraft, ne-am obișnuit cu Ark Survival Evolved, e și ăsta tot un open world survival. Bun. Hai să vedem dacă suntem în stare să începem o lume, zic eu, nu? Sezonul 1, dacă o fi sezonul 1, așa, random gen, avem posibilitatea să lucrăm pe o hartă deja făcută sau la întâmplare. Survival single player, că vine vorba, nu uitați, întrebări pe ciudate datorită tusei mele nesimțite, da? Așa, la standard options, am pus lungimea zilei să fie un pic mai mare, undeva la 18 ore în loc de 16 ore, așa. Iar pe aici pe undeva, încerc să-mi aduc aminte ce am mai făcut, loot respawn time 10 zile în loc de cât eram, 15 zile, și să ne marcheze pe hartă airdrop-urile ca să putem să ajungem și noi mai ușor la ele, să nu stau cu atâmpitul, unde o fi picat, unde o fi picat, unde o fi picat, da? Singura chestie care mă deranjează este că nu înțeleg. Stai că acum nu mai știu de unde Dumnezeul era. Eroul. Cum îmi aleg utilizatorul? La opțiuni, poate, player profiles. Așa, și este aleasă tantia asta. Și ce mi-aleg eu aici rămâne ales sau cum? Gabriel, nu știu ce. Deci cred că ce rămâne aici ales o să-l putem folosi și în joc, da? Numai oameni șmecheri pe aici, numai oameni extraordinari. Hai să rămânem cu tantia asta, de ce nu? Lasă așa. Ok, deci cum ziceam, new game, start. E, și acum o să așteptăm 20 de minuțele până intră în joc propriu zis. Ei bine, iată-ne, dragilor, în minunata lume a 7 Days to Die. Started basic of survival. Deci o să avem o listă de tutoriale aproximativ, dragă prietene. Pustietatea poate fi un loc fără iertare și, și tu arăți de, ca și cum ai avea nevoie de un pic de ajutor. Iată un scurt ghid pentru a te ajuta să supraviețuiești. Dacă îl completezi, dacă îl termini, ar putea să luăm un nou cetățean. The White River Settlement is real and safe. What? Nu știu ce vrea să zică prin asta. Așa, dacă este status is displayed the objective tracker in the top right. Bun, pentru mai multe informații, accesează-ți inventarul și navighează la meniul de questuri. Ok, bun. Toate bune și frumoase. Ce mă interesează pe mine este să-mi dau seama cu sensibilitatea mouse-ului, pentru că de câte realizez eu, sensibilitatea mouse-ului în joc este puțin prea agresivă. Două secunde să ne jucăm un picuț aici să vedem. Controle. Hai să vedem la 15%. Cum se comportă. Am dat apply, băi, sper că am dat, hai să mai dăm o dată just to be sure. E în regulă, e în regulă. Bun, dragilor, 7 zile până mori. Ăsta e titlul. Cu ce se mănâncă? Păi, în fiecare a șaptea zi, în fiecare a șaptea noapte, de fapt, avem de-a face cu o hoardă de zombălăi. Până atunci ne bătem noi cu zombălăi normal, nu știu ce e, când vine noaptea, zombălăi dintr-o dată devin mult mai agresivi, mult mai rapizi. Dar în a șaptea noapte, tot iadul, ca să zicem așa, se dezlănțuie și dintr-o dată avem o hoardă de zombălăi pe capul nostru, da? Trebuie să craftăm un stone axe. De câte îmi dau eu seama pe tab, putem... știi ce? Pot să fac dublu click? Așa, pune așa axe, te rog frumos. Ăsta fă-l favorit, ca să-l vedem la prima și hai să craftăm un târnăcop de piatră. Ce aș avea rog în minte la voi să mă ajutați și pe mine. Măi, stai așa, pot să fac shift click? Da. Să mă ajutați și pe mine cu diferite informații despre joc, dacă sunteți familiarizați cu jocul, bineînțeles. Că, na, bag eu de seamă că o să am nevoie de foarte mult ajutor la început. Mă interesează chestii de bază, nu vreau să-mi ziceți chestii de vezi că trebuie să-ți faci și pușcă nu știu de care și că poți să-ți faci un forge și că nu.
Nu mă interesează momentan chestii super avansate, mă interesează chestii de genul, vezi, știai că poți să-ți iei pene din de-asta de... din cuiburi de păsări pe care le găsești pe jos. Chestia genul ăsta mă interesează, da? Bun, hai să vedem aici dacă găsim ceva cu fiber. Deci așa, fiber pants, craft, fiber shirt, craft, fiber hood, craft, shoes și gloves. Deci le craftuim pe toate, ha? Mă, să sperăm. Așa, și dacă dau aici la caracter, cu shift click ar trebui să mi le facă, da? Foarte tare. Și din câte înțeleg eu cu alt, nu. Poate celălalt alt? Nu, ăsta mă dă crouch. Să-mi zice și mie cum pot să fac ca în Minecraft să-mi văd personajul din third person view. Că nu am nici cea mai vagă idee cu ce se mănâncă. Și aș fi foarte interesat să văd chestia asta. Craft Wooden Club. Gata, șef. Club. Club. Craft. Îl punem la favorite și pe ăsta. Ia uite-l. My friends. Cred că e ok dacă facem așa, da? Să fac un arc și săgeți. Am lemn, am fibre, am pene, am pietre micuțe și doar trebuie să le mai fac acum, da? Bun, hai să vedem. Bow, wooden bow. Bag și pe ăsta la favorite și craftuiește-l. Și arrow. Ăsta ce e, mă? Arrow slits are another medieval classic that make it much easier for you to shoot outside. Vreau to shoot inside. Asta e o parte dintr-o clădire, măi. Ok. Fă-mi, te rog frumos, acolo 6 astea. Și de asemenea, cred că m-ar interesa ceva de genul ăsta. Așa. Bun, acum ne zice să începem o bază. E bine. E magnific. Nu, eu am mai jucat un picuț de tot înainte. Un picuț numai ca să mă familiarizez cu tot ce se mănâncă jocul ăsta aproximativ. Așa, wood frame. Hai să vedem. Ca să nu fiu chiar așa un noob. Frame. Cobblestone frame, wood frame. Așa, câte să fac? 3. Mai mă, fac 3 frame-uri. Ce să mai zic? Mai pot să mai zic? Achievement unlocked. Handyman. Sexy. Eu nu știu sincer aici dacă am nevoie de tot cotonul vieții. Știți ce am nevoie în schimb? Am nevoie de frumusețile astea. Asta sunt niște mure care sunt bune de mâncat, fraților. Și în momentul de față, cum stăm foarte prost cu mâncărica, mă gândesc că sunt binevenite. Avem 100% acolo, dar la viață, în stânga jos, să vedem cu roșu. Bun, place wood frame. Dude, înainte să place wood frame, avem ceva care se semene acasă. Fii atent. Pot să pun ăsta aici? Quick waypoint. Aha. Perfect. Îmi place că pot să pun așa pe hartă și să mă duc în direcția generală. Foarte bine. Ca să vedem. Poate avem noroc de o casă în primul episod. Nu zic nu. Mai luăm și fibre. Uite, mai găsim și câte o grămăjoară din asta de gunoi pe jos. Ceva interesant. Astea înțeleg că pur și simplu trebuie să le descompun în componentele lor. Că nu e nimic interesant. Asta din Grandman's Candy Tin, good for scrapping or a perfect casing for a yummy home-cooked landmine. Sincer, nu cred că momentan putem să facem o mină. Așa că mă gândesc că ar fi bine să transformăm în metal sau, mă rog, componente. Dăm toate murele, te rog frumos, tot cotonul. Cred că trebuie eu să dau cumva setele grafice un picuț mai jos. Pentru că, na. A venit vorba, o să încercăm același truc, ca să încercăm să păcălim YouTube-ul. Facem upscaling de la 1080 la 4K. Și dacă vedeți că se vede dubios, pur și simplu dați la o rezoluție un picuț mai mare. Deși la 720p pe mobil ar trebui să se vadă super, super bine. Vom vedea, un 3 și vom vedea, este primul episod. O să vedem noi, bineînțeles. Băi, eu iau multe, frate, adică iau în continuu ca prostul.
Unde este waypoint? Am ajuns deja la waypoint? Cum, mă? Serios? Deci astea pur și simplu sunt niște pietre? Mă gândeam că reprezintă... Nu știu, o căsuță ceva sau ceva de genul ăsta. Bun, păi și atunci... Ce facem? Aud un zombălău, dar nu știu pe unde e. Aha, gata, l-am văzut. Aici nu știam cum să atac, fraților. Nu știam cum să trag cu arcul. Caut pe net, trebuie să dai reload. Ca să încarci o... Bravo. Absolut nimic interesant. Trebuie să dai reload la săgeată. Stăteam ca prostul. Mă, ce trebuie să fac? Ce se întâmplă? Care e șpilul? Mă spuneam eu că... Am intrat două secunde înainte ca să mă obișnuiesc. Ăsta de aici ce-o fi, mă? Bă, nenicule, am o casă ceva, mă, n-avem în noroc, mă, vai de capul meu. Ceva interesant, glass pane. Ok. Salut. Mă mănâncă să-i omor numai ca să văd dacă au ceva în ei. Ce repede l-am omorât. Old Shams. Bă, nu știu dacă, sincer, nu știu dacă merită să iau chestii de genul ăsta, dar presupun că dacă n-ai nimic de mâncare, în momentul de față nu știu dacă vreau să omor ceva, pentru simplu fapt că, din câte înțeleg eu, dacă ai carne crudă la tine, miroase. Și dacă miroase, atrage zombolei mai rapid și mai mulți decât în mod normal. Ce-mi place că găsesc... bare din astea pe aici, e plin de ele. Și mai găsești și câte un nou. Perfect. Nici ca aș fi ceva mai mult de atât. Băi, tare aș vrea să găsim mai repejor o căsuță, dacă se poate. Am auzit un zgomot? Unde alta, dar aș vrea să ne facem... uite aici încă unul. Ai, serios, mi-a dat ocean, mi-a dat pene. Ce fel de cuib e ăsta, mă, fără pene? Mamă, nici nu... era o piatră. Ok. Nici nu le vezi bine în stufărișul ăsta. Uite aici încă unul. Perfect. Vai de capul meu, serios, mă? Ok, asta nu e bine. Cred că nu. Lead trophy și nails. Asta cred că îi dăm scrap. Asta îi dăm așa. Bun. Hai să ne uităm un pic pe hartă. Băi, noi suntem cam în mijlocul hărții, a? Fii atent că se face o cărare așa. Mergem pe cărarea aia. Ăla este un cauciuc. Bun, hai să ne mișcăm un pic mai repede. Este 12.50 și tare aș vrea. Ăsta l-am luat deja, da? Să acoperim un pic mai mult spațiu până când se lasă seara. Tot văd chestii pe jos. Mai doboară frunze, te rog. Mai ia fibra. E bună fibra la casa omului. Opa, ușurel. Am trecut deja de... Salut. Am avut eu așa noroc să-i prind pe aia în... Ho cu tata. Cu un sandwich stricat. N-am realizat că am avut așa noroc să le dau headshot. O fi fost un critical ceva. Mă gândeam, zic, mamă, ce OP este arcul. Unde e gușterul, mă vede? Da, deci ca să căutăm o mașină ne ia mai mult timp. Nimic interesant. My friends. În gât. Și nu mai am săgeți, firar. Încercăm așa. Trebuie să fim super atenți. Pentru că am field of view dat foarte... Așa, bravo. Și mai dai o dată. Oh my god! Finally! Festering cadaver. Băi, dar ce era ăsta, mă? Mâncați-aș de ea luat atâta. O fi bine și blue tank top. Blue tank top, nu știu, când cred că nu ne ajută cu foarte mulți, nu? 3, nici nu știu la ce să mă uit. Base price 40, base price...
Eu nu cred că mă ajută mai mult decât mă ajută Star Edition 6, Fire 12. Da, nu, Scrap, my friend, că nu pare să fie cine știe ce. Ok, hai să mergem pe cărarea asta și să vedem ce găsim. Până un alta, cred că ar fi bine să ne facem noi niște săgețele. Pune la favorite, te rog, și poți să faci 4. Ce ai lipsă? Pietre, ok, mai luăm niște pietre de pe jos. Nu realizez unde mi-arată greutatea pe personaj. Mai ia și niște lemn să fie, mai o pietricică de pe jos. Și de asta mi-e frică să iau pietre, pentru că în arc, pietrele sunt cele mai nasale. Na. Te îți umpli buzunarele de pietre, după aia nu te mai poți mișca și de asta mi-e frică să iau pietre de pe jos. Te aud. Unde e, mă? Iar trebuie să dau reload. Aaaa, serios? Center mass, beces. Dacă nu poți dai la cap, dai în centru. Bravo. Ah, ok. A, mă, tot așa sandwich-uri din astea împuțite, mă. Pașii mei aud sau pași de zombălău? Salut. Mamă, stai supărat rău. Opa, stai așa că iar nu... Stai, dăm un pic înapoi, Gata, mă, putem să facem mai multe. Și tot pietre, tot de pietre ducem lipsă. Mă, ce urât ești, frate. Bă, tot nimeni în gât, dar mi-e frică să dau un pic mai sus, că... Mamă, câte săgeți, băi, tu crezi că crezi săgețile în copaci? Clic, clic, clic. Mi-e frică să mă dau prea aproape de el. Îmi trântește una fraierul. Oh, a mai venit unul, mă. Ăsta se mișcă mai rapid. De ce te mișcă mai rapid decât ălălaltul? Ok, fuck you guys. Pui mea, am consumat o grămadă de săgeți pe voi. Nu stau așa. La joacă. hello. O să, da. Perfect. Mai o pietricică. Urmăm cărarea, a? Mă, să urmăm cărarea, ce să mai zic, nu mai zic nimic. E greu la deal, domnule. Serios? Casă! Casă! Casă, bitches! Come on, come on. Hai. Băi, noi avem mure, nu? Eu parcă așa știu. Mamă, și pe acolo tot așa o casă. Ok, hai să căutăm pe aici, să vedem. Poate mai găsim niște de-astea de pasări, niște cuiburi. Deci știm acolo din setele pe care le-am făcut inițial. Așa că totul se regenerează după 10 zile. Mai mult și bine până trec 10 zile. Perfect. Bă. Nu mai am norocul să-i trântesc una și să-l omor, a? Ah, fuck! Nu selectasem bine acolo. Băi, dude, what the fuck? Mă, dar ăsta e supărat rău de tot pe viață. Nici nu mai dau cu zoom. Așa, așa. Prinde-i, prinde-i. Bravo, bravo! Bun, bun, bun. Hai și tu, my friend. Bă, important e să nu nimeri în altul, știi? Ok, hai să fim atenți un pic. Fraților, am vrut să joc jocul ăsta de foarte, foarte mult timp. Paper și Dukes Casino Token. Ce-o fi alea, frate? Avem o problemă foarte mare cu sunetul. Wow, wow, wow. Ok, nimic interesant. Bă, dude, la cât am stat să te omor, sincer, dezamăgire. Foarte mare problemă cu... Ok, se pare că ăsta este stricat. Scrap, my friend. Așa, hai să dăm aici și să ne facem încă unul. Ce avem nevoie? Pietricele avem nevoie. N-avem suficiente pietre. Ok. Hai să găsim pietricele pe jos. Ce să mai zic? Mai pot să mai zic ceva?
Bă, avem aici o piatră fix lângă casele astea. Eu cred că ar fi bine să ne luăm un pic de acolo, ca să nu mai sunt ca proștie, să mai culegem. E mai suficient, da mă, hai că merge. Ok, my friend, cum fac să te bag și eu pe 1? Shift 1 poate? Nu, shift click normal pare să ok. Bun, și hai să ne facem și noi pietrele astea, pana mea. Uite, fii atent că ne dă și ceva metal, probabil, ăla. Este 4 și jumătate. O iau pe toată, mă? Hai să o luăm pe toată. Așa, și ăsta, cred că bucățelele astea iarăși putem să le spargem, nu? Da. Deci o să avem forever, never, never, dacă găsim o din asta. Bun, ce mă mai interesează? Fii atent. Scrap. Scrap. Crap, da? Așa, și mă interesează să fac pac, pac, pac. Pentru că fiecare lucrușor din ăsta, odată ce îl faci de mai multe ori, îți crește calitatea. Ești din meniu, ești din meniu, îți crește calitatea acelui lucrușor făcut, da? Dai reload aici, te rog, mersi. Ai de mine! E bine, mă, să dai pe lângă. Stai că s-a supărat gușterul. Am impresia că le dau mai mult damage dacă le dau de aproape sau ceva genul. Mi așa mi se pare. Ok, i-am dat-o. Ați văzut că a dat cu mâna. Oh, fuck, ok. Hai să luăm cu săgețile că nu avem șanse așa. Ah! Nu mai am săgeți. Fuck! N-aș vrea să mă atingă. Dude, mor odată! Uite-l cum dă, uite-l cum dă. Bravo, finally! What? Serios? N-a picat? Bloated Walker, mă, sunt ăștia. What the fuck is that Bloated Walker? A crescut nivelul ceva, nu știu ce a crescut. Uite că dă gușterul, dă, dă, dă. Bun, hai să fugim un pic de el, că nu așa. E să încercăm să mai facem niște săgețele dacă putem. Bravo. Craftează tot mai frâng, că avem aici un gușter care nu știe ce vrea de la viața lui. Dă-i reload-ul frumos. A murit, mă, gușterul. Cred că a murit, mă. Ce mi-a dat, mă? Lamb rations. Cred că ceva de mâncare. Ceva de mâncare, dar mai prost cu apa. Sunt foarte prost cu apa. Ok. Tu iarăși o prostie de mâncare. Din aia stricată. Hai să vedem și aici. Și... iarăși. Ceva pește. Ok. Ok. Mori în chinuri! Ia uite, frate! Ia, eram sigur! Mi-a dat-o gușter. Bullet casing. Băi, și-am văzut aici undeva asta. Asta, hehehehe. Nici acolo să fie. Și se pare că avem un os rupt. Cumva am reușit să ne rupem un os. Bravo. Gâgă. Bun, deci avem o casă aici, da? Cred că putem să spargem. Perfect, ne-a dat ceva? Nu cred că ne-a dat absolut nimic, nu? Bun, hai să vedem aici door frames-urile. Pe ce slot ești, mă? 8. Cum se pune, frate? Place. Am detectat, nu. Cu click dreapta, poate? Cu click dreapta, mă. Ok, interes. Oh! Oh, avem un forge! Ăsta ce e, mă? Ăsta pare să fie ceva din metal. Sincer, aș vrea să-l las acolo dacă e din metal, dacă e atât de șmecher. Nu știu ce să zic. Așa, upgrade wood frame. Nu, vreau să-l upgradez. Cum îl upgradez? Cu click dreapta. Ok, ok. Tătic. Gata, mă, ne-am astupat aici. Asta. Avem posibilitatea să facem o ușă?
Secure wood door. Da, avem posibilitatea. Ok, și are nevoie de 10 lemne. Wow. Ok. Unde mi-a pus-o? Mi-a pus-o acolo. Ok, pentru că vreau ușa asta să o dărâm și să pot să-mi pun o ușă pe care să pot ieși totuși. Ok, hai să vedem aici. Tot în locul ăla. Și acum... Nu am nu știu ce. Nu știu ce îmi zice, că n-am, da, n-am. Bun, acum întrebare întrebătoare. Eu. Durești în 40 de minute. Sprint și am nevoie de un splint. Pot să fac așa ceva? Splint? Un splint se face cu... Asta cred că cred că scârpe. Deci cred că pot să fac un splint, nu? Ok, perfect. Bun. Păi și... Use, măi. Așa. Ok, bun. Și acum cred că putem să mâncăm asta, nu? Și... Ok, perfect. Și mâncând murele astea, ne dă, văd aici, la mâncare. Și ne crește cu fiecare mură, ne crește și un punct de la viață. 94. Vă spuneam eu că o să ne fie de ajutor murele astea. Foarte, foarte bine. Încă 6 mure și ne-am scos. Cu apa cred că o să stăm foarte, foarte prost. Ok, este 19 ceasul. Fac. Acum am văzut că... Ce faci, mai? Poate că ar trebui să ne... Măi, sunt curios ce e asta. E ceva, nu realizezi ce. Știi ce? Hai să ne ducem repejor pe aici, prin jur, și să ne facem rost de o grămadă de lemn. O să avem nevoie, simt, presimt. Este ora 8 seara. Băi, cred că avem nevoie de multe fibre. Eu am mai luat fibre de pe parcurs, dar mă rog. Duzilor. Ușa asta e închisă, ok. Nu știu dacă mă interesează ușa aia în momentul de față. Bă, okay, băi, ce e ăsta, frate? Da, mă, e ceva ce pot upgrada, mă, nene. Aaa, pot să upgradez? What? Pot să upgradez geamurile, ești nebun? Dar ce e, ce e el, că nu înțeleg. Pauză de tuse, așa. Bun, întrebare întrebătoare. Cum se numeam alea? Frame, ceva frame, nu? Wood frame, favorit. Craftati. Bagă, că avem nevoie. O să avem nevoie de lemn. Băga-mea și piciorul. Du-te și mai ai lemn, du-te și mai ai lemn. Fac. Avem nevoie de mult lemn, mult și bine. Patul ăsta, nu știu cu ce mă ajută, dar o să îl facem imediat. Imediat îl facem. Bedroll. Bun, cred că e suficient momentan. Hai să lăsăm așa. Băi, geamurile astea. Deci nu știam că pot să apărat practic geamurile. Că nu mai stăteam să mai fac toate astea aici. Și cred că mă pot duce și mai mult cu upgrade-ul la astea. Da. Perfect. Aș fi curios să văd câtă viață au. Ok. Bun, și acum că am văzut chestia asta, nu mai am lemn, deja nu mai am lemn. Fuck. Bun. Eu pe aici pot să mă uit prin casă, nu? Ia, stai un pic, hai să facem așa, să fim deștepți. Breverage cooler. Astea, cred că pot să-mi las chestia aici dacă vreau, nu? Ok, un pahar gol. Asta fiecare e același lucru sau? Uite, îmi zice untouched. Ok. Can of peas. My friend, sincer, aș vrea să las aici niște chestii. Chestii de mâncare. Fasolea asta, nu știu dacă o să mă ajute cu ceva vreodată. Ia, hai să căutăm aici, în dreapta.
Hai să lăsăm niște... Uite, fier înseamnă... Ăla era semnul, mă, era de fier. Semnul ăla de nu știam, nu știam eu ce e. Ok, plumb. Astea încă n-am aflat ce, la cine ajută. Întrebare întrebătoare. Eu aici dacă opresc asta, se vede cât de cât? Mă, se vede cât de cât. Ușa asta unde duce? Nu știu unde duce. Aș vrea foarte, foarte tare. Lumânarea... Hei, poți să iau lumânarea. Și a luat-o cu totul. Mă, ce-a făcut, mă, cu ea? Aveam un bandaj. Ok, n-am realizat că am un bandaj. Cât de faină e lumina de la lumânare, ești nebun. Ok, să ne punem așa jos. Că cred că vine... Da, e deja 22. Cred că e noapte acum. Ufa, câte geamuri sunt aici. Bedroll. Așa, hai să ne facem bedroll. Bedroll. Pardon. Raft. Mamă, câte fibre avem. 75%? Ce înseamnă asta? Mi-e foame? Sau ce se întâmplă? Craft bedroll și place bedroll. Bun, acum pentru Neric aș vrea foarte tare să nu facem nimic, să nu fim detectați. Să stăm super, super liniștiți. De capul meu, de ce faci așa? E freaky! Ok, și mătăluță să te punem aici undeva. De ce nu mă las să te pun la capul patului celălalt? A, stai că... Așa, și acum... Achievement-ul l-am blocat acolo, nu mai vedem ce se întâmplă. Gather small stone... Și să facem un foc. Uime, și n-am small stone. Tu poți să dorm? Nu cred că pot să dorm, nu? Dacă fac click dreapta, îi dau cu pumnul și cred că încerc să-l distrug, ceea ce nu mă încântă foarte, foarte tare. Mă, dragii mei, hai să închidem aici episodul de astăzi. Eu o să încerc să trec peste noapte. În speranța că nu o să fiu detectat, doamne ăștia. Știi ce? Hai să luăm și lumina, să nu fie niciun pic de lumină pe aici. Am dat gama foarte, foarte mare, deci o să, nopțile o să se vadă mai luminoase decât s-ar vedea în mod normal, dar vedem. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un comment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!